Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem două Golden și un Giant Chest. Deschidem repede, ne luăm Gold-ul și Star Points. Vedem și aici, poate nimerim o epică, dar din păcate nu avem. Și mai avem un Crown Chest în Tire. Hai să vedem. Ok, 3 gemuri și un Wallbreaker. Perfect. Bun. Haideți acum să jucăm la War. N-am mai făcut de mult meciuri la War. Așa că vom începe cu un meci la duel. O să începem cu primul deck, cel cu Valkyrie. După care vom lua golemul și apoi balonul. Dacă va fi nevoie de al treilea deck. Poate reușim din două meciuri. Ok, hai să trimitem Valkyria din spate. Trimitem și Mini Pekka. Ok, și avem nevoie de... Stăm un eros aici. Acum acolo de Baby Dragon și ar fi excelent dacă reușim Mini Pekka un singur hit pe turn. Bun, suntem bine până în acest moment. Valkyria reușește două hituri acolo și avem un avantaj destul de consistent. Cum o vom trimite? Dăm racheta pe Witch. Rămânem în deficit de elixir din păcate. Dar nu cred că va fi o problemă. Și rămânem în viață cu o singură arcașă. Trimitem Paul acum. Probabil va pune Baby Dragon-ul. Nu, a pus Bomb Tower-ul. Păi și a reușit... Arcașa a reușit să reziste la două bombe de ale Bomb Tower-ului. Poate că nu avea Bomb Tower-ul de nivel maxim, deși mă îndoiesc. Sincer, mă așteptam să fie scoasă dintr-un singur hit. Bun, haide acum să ne apărăm de acest Giant. Să dăm o rachetă aici, excelent. Prindem toate trupele cu racheta și scăpăm de Giant, rămânem și cu Mini Pekka în viață și ne recuperăm tot deficitul de elixir pe care îl acumulasem. Rămânem fără damage pe turnuri. Punem arcașele din spate și vom spun Tesla. Vom pune și Valkyria aici pe... un pic cam departe rău de arcașele lui. Spunem și Tesla. Și arcașul undeva în partea dreaptă. Bun, scăpăm bine și din acest atac. Și mai rămân 15 secunde din această partidă. 15 secunde pe care le vom trece fără emoții. Și mai dăm așa un ultim push. Deși cu șanse mici de a mai schimba scorul. Bun, obținem prima victorie din acest duel. Mai avem nevoie de una singură și hai să vedem dacă vom obține în acest match. Hai să începem cu Baby Dragon-ul. Am pus pe partea stângă. Ok, și dau și un Fireball acolo pe... Da, excelent. Fireball-ul de level 13 scoate Wizard-ul de level 12. Ok. A pus un golem. Punem o furnace-ul. Și vom trimite și Flying Machine-ul, dar din partea dreaptă. Probabil are Lightning.
Hai să vedem cum scăpăm de acei Skeleton Dragons. A, și vom trimite în față bandita. Să vedem, se duce cu push pe turn? Nu. A fost foarte aproape. Da, din păcate ne pierdem Furnace-ul. El scoate acel Knight. Acel Dark Prince. Bun. Trimite și noi golemul. Nu prea avem altă variantă. Și mai vom încerca să rezistăm cu Flying Machine-ul și Baby Dragon-ul pe cât de mult posibil. Totuși are Night Witch-ul de level 13, așa că nu-l puteam scoate cu Fireball. Și trimitem un nou golem aici. Ne scoate, din păcate, Darth Gavrinul. Să-l punem din nou. Și zic eu că suntem destul de bine momentan. Trimitem bandita, sper să se întoarcă pe golem. Spune și Darth Gavrinul aici. Dăm un Fireball pe Wizard și avem un mic avantaj, dar încercăm să-l creștem. Poate chiar să-i scoatem turnul cu acest atac. Să vedem. Scoatem un scoatem ambii Baby Dragon, ambii Skeleton Dragons. Punem și Darth Gablin-ul aici. Punem Flying Machine-ul. Da, ne dă ceva damage pe turn, dar cu acest ultim atac ar trebui să-i scoatem turnul din dreapta și să obținem astfel cea de-a doua victorie din acest battle. Bun, avem victoria, 416 fame-uri plus ceva mai puțin gold, pentru că am scăzut, suntem în gold, nu mai suntem în Legendary League la War. Hai să dăm și alte meciuri. O să luăm meciurile, battle-urile clasice și vom juca primul meci cu balonul. Deckul cu balonul. O să punem Goblin Cage-ul undeva în centru. Trimitem muschetira din spate. Trimitem Lumberjack și balon. Și s-ar putea să avem noroc. S-ar putea să avem noroc să obținem o victorie gratuită
în acest challenge. Am aici un zap. Da, avem noroc. Obținem o victorie gratuită care ne duce 900 de gol și 208 frame-uri. Bun, hai să dăm și ultimul meci. Nu cred că vom mai fi la fel de norocoși de data aceasta, dar poate avem șanse să câștigăm și acest meci. Am avea 4 victorii în acest World Day. Dar, din păcate, nu avem... Scoatem... Suntem Knight-ul aici. Spun și healer-ul. Era bine dacă trimiteam ambii healeri. Dar cred că e un pic cam de vreme. Punem Gabin Hunt-ul. Acum aici de Hog, care reușește două hituri pe turn. Și vom trimite Firecracker-ul și Knight-ul în față. Cred că e timpul să punem cei doi healeri. Hai să vedem. Pierdem duelul cu mini P.E.K.K.A. Dacă scoate din... Da, rămânem cu Baraka în viață și hai să vedem cum ne descurcăm cu acest Fisherman. Punem Battle Healer-ul și al doilea și cred că e momentul să pușuim. Hai să mai așteptăm un pic. Am fi putut pușui... Acele elixir golem. Oh, și cât damage ne luăm pe partea stângă. Bun, și acum e momentul să dăm push puternic. Trimitem o... elixiră... elixir golem acolo. Scăpăm de mini P.E.K.K.A. Scăpăm și de Hog. Da, și obținem victoria. Doborâm turnul din partea dreaptă și avem 4 victorii din 4 în acest war. Nu ducem pe locul 3. Mai avem nevoie de 1000 și ceva de frame-uri. Bun. Haideți acum să... În primul rând vreau să ne facem gold în această ultimă carte, care este maxată. O ducem și pe la star de level 1 și în acest moment avem toate cărțile maxate cu cel puțin o stea. Mai avem ceva bănuți, așa că o să creștem două cărți, sau poate chiar trei. Hai să vedem, putem să facem rage-ul, îl ducem și pe la level 12 și aș mai vrea să cresc și... Hai să vedem bowler-ul sau... X-Bow. Hai să facem bowler-ul pentru moment. Ok, și am rămas cu 20.000. Putem să creștem acest
Electro Giant. Îl duce și pe la level 11 și în acest moment avem toate cărțile cu cel puțin level 11. Bun, mai rămân ceva cărți de crescut și momentan nu mai avem, am fi putut crește și Mother Witch-ul, dar oricum este boostat momentan și nu aveam cei 5000 de gold, așa că vom face data viitoare. Bun, cam atât cu episodul de azi, sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.